Instituțional. Atât? E mai bună decât cea cu prefectul anterior? Nu, și cu prefectul anterior, cu doamna Vâlu. Nu, cu prefectul ante. Prefectul plin. Cu Boboc. Domnul Boboc, vreau să spun. Domnul Boboc a fost dezastru. Știm în ce condiții s-a fumat, să zic așa, colaborarea. Domnul Boboc atunci era într-o campanie electorală. Eu am spus-o de la început când a venit. Acum pare că se fumează mai mult. Da. E treaba dânsului. Cu domnul prefect Ciocan avem o relație instituțională. Adică discutați pe proiecte, pe ceva, pe buget, vă trimiteți mail-uri sau cum? Când sunt ședințe pe care trebuie să participe la Consiliul Județean, ori particip eu, ori participă un vicepreședinte pe tema respectivă, ne spunem doleanțele, părerile despre documentul respectiv, e o colaborare instituțională. Cum e normal și firesc. Nu stăm la cafele, nu... Da, aveți impresia că el știe despre ce vorba în propoziții, că informațiile noastre sunt că la unele dintre ședințele la care participă spune niște lucruri de să crucesc cei care sunt prezenți. Adică nu prea pare conectat la subiect. Mi s-a părut conectat? Adică s-a... Are idei despre ce e vorba în administrație? A venit nou în politică, este nou în politică, e și normal să aibă astfel de lucruri pe care trebuie să le pună la punct. Și în relația cu dumneavoastră am văzut că au fost câteva clinciuri referitor la modul de comunicare. Nu, n-am. Dar... ne-a spus doar că suntem aserviți. Mă rog, nu este treaba mea. Eu rămân strict la relația instituțională pe care trebuie să o am cu instituția prefectului, ceea ce privește. Nu vreau să fac comentarii la... Sunteți reticent la comentarii. Asta presupune că pe viitor vă aliați cu... Nu ne aliem cu absolut nimic. Nici cu PNL-ul, nici cu USR-ul, nici cu AUR-ul. Dumneavoastră care sunteți un critic așa, în ceea ce privește relațiile dintre Consiliul Județean și Prefectură, de data asta sunteți foarte rezervat. Nu sunt rezervat, dar eu îmi doream și înainte și acum o relație instituțională. Nu avem nimic de lucru. Dar lăsați relația. Cum evaluați prestația prefectului? Că ați văzut. Poate fi și mai bună, poate fi și mai bună. Poate fi. Din ce punct de vedere? Și din punct de vedere al comunicării, asupra subiectelor naționale, pandemie și așa mai departe. Anumitor subiecte care țin strict de prefectură în ceea ce privește comunicarea. Domnul Chirian, domnul prefect, poate vedem chestiuni diferite. A făcut praf comunicarea pe pandemie. Pe zona și nu e vina mea, e vina dânsului. Păi nu, asta spune că a spus că ar putea să fie și mai bună. Păi nu... Adică atunci când e dezastru... Rău, poți să o îmbunătățești. Da, adică foarte bine, nu mai pot ce să-i mai faci. O duci în... mediocru, să nu fie chiar rău. Da, nu, n-aș vrea să... Îi las tot în cadrul coaliției să-și regleze conturile, că au văzut că au, nu știu, probleme cu suprefecții, cu prefectul, că nu există comunicare, că nu le dă... Nu e treaba mea. Eu am strict clar agenda cetățeanului, proiectele pe care le-am pus în buget, vreau să mă țin de ele, aștept în continuare și întotdeauna am zis că nu sunt eu cel mai deștept și dețin adevărul absolut. Alte proiecte din partea societății civile să le punem în aplicare, să le gestionăm din punct de vedere bugetar. Astea sunt lucrurile care mă preocupă în principal pe mine și consilierii PSD din cadrul Consiliului Județean. Da, sunt foarte multe lucruri de făcut, le avem. Trebuie să ne ținem de ele și pe termen. Ideal era să vă preocupe și faptul, să avem, faptul de a avea un prefect ok, care comunică ok pe zona de pandemie, ținând cont că suntem în pandemie. Și lucrul acesta ar trebui să-l faceți fie prin a trage semnale de alarmă, ceea ce noi vă întrebam acum, sau a fi exact cum ați fost acum, foarte face prefect. O să-i spun, o să-i sugerez, nici măcar nu vreau să-l sfătuiesc, că nu avem... de subordonare. Doar noi chestiuni de să colaborare. Aici, că aude și dumnealui și... Nu, domnul prefect, trebuie să fie mai atent cu partea de comunicare și, nu știu, cât mai transparent în ceea ce privește deciziile pe care le iau la prefectură sau deciziile care vin de la nivel național, transmise prefecturii și transmise și cetățenilor județului Brăila. Nu mă bag eu în relaționarea cu subprefecții, cu... Nu e treaba mea. E iar un război intern sau, dacă nu există... Dar văd că sunt tranșate de la București. Dacă lucrurile sunt foarte calme la București între USR și PNL, presupun că sunt și în teritoriu. Nu sunt la București, presupun că lucrurile degenerează și la nivel de teritoriu. Dar de ce ați văzut până acum, vi se pare a fi un prefect slab, domnul Nicușor Ciocan?
Am văzut că e destul de înalt, destul de voinic. Mm-hmm. Da, e zdravă. Dă cu pumnul tare. Bine crescut. Deci sunteți reticent în continuare să ne spuneți. Se poate, se poate îmbunătăți, se poate îmbunătăți și această relație a prefecturii. Dacă vă întreb acum dacă prefectul Cătălin Boboc a fost un prefect slab. Dezastru. Asta ziceam. Asta ziceam, vreau să verific doar. Asta ne face să credem.